Salutare tuturor, aici este Bobospider și bine ați revenit la un nou video cu DMC4. Continuăm aventura pornită data trecută unde am făcut cunoștință cu Nero, cu Dante care iarăși a fost înjunghiat de propria sabie pentru a nu știu câta oară în seria asta. Și desigur acum trebuie să vedem ce se întâmplă cu demonii care au început să ne cam invadeze puțin el pe aici. Și să vedem cum stă treaba. Am schimbat setarea aia să nu mai fim pe automat, acum sper că e ok. Și nu, n-am găsit să resetez totul și ce de nu prea mai vreau să resetez totul de acum. Așa că e ok dacă avem toate power-up-urile, nu cred că e acum mare dezastru. N-am văzut decât o singură persoană să fi fost supărată că, vai doamne, parcă nu e chiar așa fain. Asta mă, povestea contează, că oricum DMC4 are o poveste super nebună și niște cinematice și mai și. Acum să sperăm că treaba cu atacurile, da, în sfârșit atacurile nu mai se execută singure așa de aiurea. Slavă cerului, pot să dau și eu combo-uri. Că pe mine asta m-a deranjat tura trecută, că nu puteam să dau eu propriile combo-uri. Mult mai bine. Dacă trebuie să o folosesc de ref bar. Ok, asta e, se execut niște chestii. Vino mă coa. Să văd cum erau combo-urile cu rev-ul, deci dădeam bam sau... Și nu mai știu cum făceam niște combo-uri cu nebunia asta. Dacă noi pe aici, parcă așa trebuie să ajungem. Ai bă, dar ai bila aia deasupra și nici cât vrei să te prinzi de ea. Uite mă că se prinde de aia de jos, what the fuck? Nero. A, se duce automat pe ce ai tu nevoie. O, vreau bila aia roșie. Oricum nu o să folosesc Devil Trigger decât atunci când chiar e nevoie. Cât de cât combinațiile, din păcate nu știu unde a ajuns de multe încă să fac toate alea. O să trebuie să mă uit oricum iarăși peste mișcări și să vedem ce avem de blocat. Că știu că unele sunt cu pauze, cu nu știu ce tembeliciuni de genul ăsta, că pe aici continuăm de fapt, voiam aici să vedem. Nu e absolut nimic aici. Puteam să jur că e ceva, dar nu e. Oh! Că avem și double jump-ul ăsta. Da mă, ce faci? Nero-a meu era pierdut. Am încă o zi în care îi voi mulțumi developerului că a băgat sprint în jocul ăsta. Mamă, e partea mea favorită aici. Legit, aici cred că am avut parte de primul crash, printre primele crash-uri în gaming, dacă e să o luăm așa. Cine știe, știe. Cine nu, aia o să vedeți în minutele următoare. Dar legit. Printre primele crash-uri feminine pe care le-am avut, aici au fost. Ți-mi minte că eram destul de mic când am mișcat jocul ăsta, adică cred că de-abia apăruse, cum am spus, sau l-am mișcat la un an diferență după ce apăruse. Eu cred că de fapt mai încolo, dar tot în zona asta cu castelul e pe cine căutăm noi. Și asta ia cu scutul? Da, să ia cu nu, deci să ia cu gheața. Eu știu că se fac într-un fel sau altul. Dar sunt creaturile din primul care se transformă în gheață și toate alea. Și e fix cinematicul ca în unul, de nu puteai să dai dodge. Hai mă, că m-ați înghețat de toți banii. Ah! A, nu pot să-l dau de pământ? A, nu pot să-l dau de pământ. Pirar. Trebuie să văd cu rev-ul cum îl inclui. Știu că puteai să dai reving în timp ce o executai combo-uri, dacă trebuie să fie combo-urile foarte... gen cu pauze, gen jap. Da, nu știu. Chiar nu mai ții minte cum venea. Știu doar că pot să încarc pentru o lovitură acum, dar atâta. E că tot îmi licărea mâna cu ceva. Mă gândeam că poate apare vreo chestie sau sal. Castelul, bro. Asta nu e castelul din DMC1. Prea pare familiar așa și aceeași creaturi, dar... Cine știe, vedem că n-aș de înăuntru dacă seamănă unele lucruri sau nu. Acum mai mă. Iaie. Enhance. Gloria, bă. Tu nu știu care e schema cu ea, dar nu mă deranjează. Uai, lei! O faceți grijă, are kilos pe ea. În caz de vă panicați de ceva. Uite că s-au și văzut. Mamă, dar ce pornist era jocul să fiu, dacă nu. Asta modernul cu never. Bă, dar ce cadre-ți bagă, băi! I'm new. Gloria. You're Nero, right? I've heard rumors. Hasn't everyone? Quite a few, in fact, and none too flattering. So, what's the deal? Ce emoționat e băiatul meu că vine vorba de femei. Ce loc să spui armele să fie, dacă nu. Și de ce trebuie să fac așa la shift totul? Doamne, de ce nu sunt eu ăla? Ce? Foarte sfântă. Bă, băiatele. Am uitat că era chiar așa de wowzer scena, știi? Eu am crezut că era un pic mai tame, dar i-a dat sălbatic rău de tot. Ok, îmi se arată nivelul, ce avem de făcut, unde trebuie să ajungem. Practic, cred că e după pictura aia acolo ceva. Am mai ținut exact cum vine. Ce e cu coșciugul? Don't have the power to destroy the coffin. Don't die. Ok, nu avem. Am vrut să mă asigur, chiar nu avem puterea. El mi-a zis că n-am puterea, dar poate mai era ceva. Asta știu că trebuie lovită, dar nu cred că... N-avem încă deblocatele. E statuia. Mamă, deși minimapa în jocul ăsta acum e dumnezeiască. Și e fain că-ți arată și de unde ai venit, știi? De acolo trebuie să aducem ăla să izbim de poartă. Gata, știu ce avem de făcut aici. Ideea e că la cât am jucat jocul ăsta ar trebui să știu lejer fiecare chestie de avem de făcut și în special puzzle-urile. Deci dau ăștia healing în prostie. A, aici trebuie să ducem astea. Don't have the gyro blade. Trebuie mult ceva abilitate ca să ne ocupăm de astea, nu acum. A mers destul de binișor asta. Bun, deci sunt mai multe uși pe aici. Asta e blocată. Hai să vedem în capăt, le luăm din capăt până încoace. Aici? Aici e ceva ascuns. Mamă, ce spoiler îți dă chestia asta. Că e ceva ascuns aici, legit. Ne duce înapoi în camera principală? Au, chiar ne duce, deci nu rezolvăm nimic aici. Deci cred că ar trebui să inspectăm în ușile celelalte. În asta. Hmm? Oh! E cu challenge-ul. Stai, ce trebuie să-i facem? Știu că trebuie... Mamă, dar camera! Must obtain perhaps a gyro blade that can be used as shield. Ok, deci n-avem gyro blade-ul ăsta, mă. M-a nebunit cu el. A, ba nu, asta e de fapt. Bun. A, Anima Mercury is what we require. Nu avem. Deci nu avem abilitatea mea. Notat, notat. Astea sunt și ceva challenge-uri random, deci ce ții minte. Bun, înseamnă că trebuie să ne aventurăm la ușile celelalte. Dacă aici nu. Asta e blocată până nu avem toate alea. Deci noi trebuie să obținem anima chestia aia. Deci acum observa că nu se mai respawnează inamicii pe aici. O, aici e ceva. Să vină baieții. Oh! Uai, da, nu pot să cred. Am că poate mențin asta așa, să facem de o schemă. Ne-am dus măcar până la A. Dacă mai mult de atâta nu prea ducem. Oricum, în niște creaturi mai potente, știi, să putem să ducem până la A sau, bine, să știm noi să facem combo-uri, ceea ce eu nu știu. Ai... Nu sunt atât de capabil. Don't have the power to destroy the rusted statues, dar încă ne mai trebuie ceva anume. Hai că aici știu ce e de făcut. Momentan. Oh! Oh, shit! Și de fiecare dată când cazi, te dă cu băieții. Mamă, ce periculos sunt! Voiam să fac o schemă, dar nu mi-a ieșit. Voiam să văd dacă pot să-l dau de pământ. Doamne, de schimbările astea de cameră o să mă omoare. Ce bine că în DMC5 nu ai treaba asta. Sincer, abia aștept să rejoc DMC5. Văzut că zicea să nu trebuie să-l rejoc cu Vergil, dar... Nu prea văd de ce. Adică, da, e gameplay, e mișto și toate alea, dar... Nu prea adaugă nimica. Și mi se pare că chiar ne dispar anumite cinematice și nu prea aș vrea să le pierdem. Dar vedem, poate dăm. Cu Virgilus. Bun, și am ajuns aici la ăsta. E ceva sus aici. Înseamnă că e vreun secret pe aici. Ușa asta? Nu e, dar e pe aici azi niște inamici. Azi băieții mei. Mamă, dar ce i-am oprit din orice mișcare? Ce i-am oprit din orice mișcare? Poate o să fac un poll, uite că tot revin la subiectul ăsta. Poate o să refac un poll să vedem ce vrea lumea să vadă. Playthrough normal la DMC5 sau playthrough cu Vergil? Că mă gândesc că ar fi o opțiune să vă las pe voi să votați mai degrabă. Opa! Ehe! Ceva ce nu am folosit de mult timp. Aici îmi trebuie ceva să activăm asta. Nu putem să-l activăm așa. E un lucru ce vine mai târziu. Oh, aici trebuie să vină Dante. Deci Dante e la ăsta așa. Bine, bine, dacă voi vreți să-l rezervați pe Dante pentru chestia aia, nu-i problemă. He, runda a doua cu băieții. Țin minte că prima dată când m-am jucat jocul era atât de enervat să mă ocup de ăștia. Vreau să văd ce face Devil Trigger, când prea l-am folosit. Și bine, să trag să văd dacă reușesc să obținem SS-score. Nu știu dacă sunt secrete pe aici. Ar putea să fie. Nu cred că s-ar supăra dacă ne-ar pune cineva niște secrete pe acolo. Bun, și acum suntem pe partea asta la altă. E, da mă, că nu puteai să traversezi pe aici, uite, vezi? A, deci după ce termin combo-ul ăla pot să... A, mai trebuie să lovesc. După ce termin combo-ul ăla, atunci merge. A, și s-a dat jos scutul acum și pot să intre acolo. Că aia m-a interesat pe mine. Și la final de 3-4 hituri, atunci poți să dai rev și se activează revul. Notat. Nu veneau aici parcă mizerile alea cu farfecă. Nu. Oh. Tărcat niște scheme pe aici, ce-i drept. Greu și cu alea. Ah, bun, și de aici, pe către camera asta altă. Da, și de aici vine boss-ul. Și știu și ce boss e, acum mi-am aduc aminte. Sau, nu e aici? Bine, în partea cealaltă știu ce boss ar trebui să fie. Hopa! Adios, nu mai putem ieși pe aici. Ne-a blocat de binele. Oh, să ăștia ingerii. Silent type, huh? Well, that's annoying. Watch your friendly banter. Aici își dă seama că ceva nu e în regulă. Ăștia cu scutul cât de enervanți sunt. Oh, puiule! Oh, am crezut că am dat dodge. Ce faci, mă, nebunule? N-ai avut nicio șansă. Yep. Hai, zic, da, de mâna lui nu se dezintegrează? A, deci nu sunt îngeri, sunt doar niște demoni care se dau drept îngeri. O chestie de care avem nevoie, în sfârșit. Chiar avem nevoie de asta. Anima Mercury. Exact ce asta ce ne trebuia. Trași nivelul. Oh, sunt ce drept lunguțe nivelele în DMC4, am uitat. Dar sunt mișto făcute, nu știu, mi se pare DMC4 destul de fain făcut. Ranca new record. Ei, măcar atâta. Măcar atâta. Proceed to next mission. Yeah, please. Dăm-mi. Scuze. Mission start. Mamă, și aici am făcut amă? Ma, nu m-am uitat ce power-up-uri avem, dar ce de la câte statui de astea peste tot nu avem vreo problemă. Bun, și acum putem utiliza prostiile astea de... Titirazi. Să le dăm de colo-colo. Da, mă, dar știu cum se folosesc. Îmi aduc aminte. O, bă. Bun, și de acum ne putem întoarce să ne facem treaba. Stai să vedem ce upgrade nu mai putem da. Bine, la Red Queen nu mai avem nimic de dat. Mă, iteme n-ar fi rău să mai luăm, știi? Adică, totdeauna sunt binevenite. Mamă, sunt omega scumpe. Ia, mai multe de astea, cum să nu? Sunt omega scumpe toate. E un secret pe aici, dar nu dau seama unde. Aoleu, camera asta. Camera asta, bă, băiatule. Clasic. Au, cu mai mulți băieți. Oh! Ai, am rupt mâna! O, puteam să activez chestia asta, știi, și să... să dau cu asta, așa. Dar degeaba de acum. Bine, putem folosi să curățăm asta, nu mă deranjează. Bun, și acum putem utiliza asta de jos. Să spargem coșciugul, dar... bine, acum n-ar trebui să rezolvăm chestia asta. O, ieși mă de aici. Ok, deci singură nu poate ieși de aici. Mă, încerc să o poziționez în așa fel încât să iasă. Ok, a distrus pe aici totul, numai ce contează n-a distrus. A distrus, mă, coșciugul ăla l-a distrus. Dar n-avem... n-avem puterea. Aoleu! Ok, și cred că acum trebuie să venim pe aici să folosim de-le. Deci aici trebuie să aducem un titirez de la, dar avem unul pe aici. Nu era aici unul, nu? E partea asta. A, și putem merge și în capăt la ușa aia cu foc. Da, da. Luăm unde asta. Ce faci, mă? Te-ai întors? Oh, ups. Nu s-o fi oprit. Mamă, fix înaintea chestii astea s-a oprit, nu pot să cred. Aia îmi place să văd. A, nu pot să activez două. Die gaan nou niet naar mis page. Deci cred că erau niște inamici. Cea mai tare parte din joc. O să mă duc să verific și aici dacă mai trebuie vreuna. Și pe aici cred că trebuie să mai aducem una cumva. Nu știu exact de unde. La poarta asta. A, trebuie să intri pe aici și să ajungi pe partea altă, cred. Mhm. Oh, the boys! Oh, fuck off. Hmm. Vează cât de nebună e asta așa. Că am nenorocit pe băieți, nu glumă. Îți pare destul de greu să faci... să faci SS. Asta e că nu aici era ăla. Mamă, ce s-a dus. Și nivelul secret. Dacă asta o să o ducem aici, dar hai să vedem nivelul secret ce vrea. Nivelul secret, spune-mi. Mid-air buster. Da, frate. Deci să-i ducem pe ăsta în aer și din aer să... Stai, nu înțeleg. Stai, ce înseamnă mid-air buster? Ar trebui să nu știu exact la ce se referă. Yeah, fuck it. Putem ieși de aici? Ah, putem ieși. Nu înțeleg care era buster-ul. Și nu vreau să stau după aia pe clip să descoper care e buster-ul. Oricum secretele sunt semi-relevante pentru mine. Așa, și de aici cred că trebuie să scoatem sau mai mulți. Mers. Aproape de rank S. E de muncit puțin. Trebuie să mai verific puțin skill-uri de pe care le avem disponibile. Că asta îmi pune puțin bețe în roate. Și bine, e și greu de executat skill-urile astea în DMC în general. Unde e și mai? N-aș că n-aveam și noi un GPS către chestia aia. Știi, îmi place că nebunia asta de cameră nu s-ar fi schimbat, să văd și eu ceva. Ah, sau când strălucește sabia. Cred că atunci poți să-i dai rev. Stai să căutăm prostia aia, mă. S-a fi dus chiar... A, da, mă, s-a dus. Chiar s-a dus departe. N-aș fi crezut. Gata, atâta. Atâta ne interesa. A, păi trebuie să o mai luăm pe aia la altă, nu? Dar ne mai trebuie una. Aia de aici pe care n-am poziționat-o. Am uitat de ea. Bine, nu am uitat de ea, doar că nu s-a salvat aici. Aia e toată schema. Cred că dacă o poziționam pe platouașul ăla, acolo rămâne. Am fost mai mult concentrat să o caut pe asta la altă, să o aduc. Încă puțin. Și... ăla-i fost. Și gata cu puzzle-ul. Acum avem boss fight. Da, e broscoiu. Îmi place că mereu trebuie să fie o creatură plină de gheață, știi? Mereu care, ceva care folosește gheață. Domnișoarelor! Să-mi bârlig așa dubios. These demons. Aolo! Ce pornist e? Brother! You really look like. Aoleu, vomită și asta. Mai vomita, mă. Acum săracem nas are. Ah, ok. E mai instant decât credeam. Oh! Băi, ce mai prinde bine Trickster aici. Aoleu! Na, na, na. Unde te crezi, om, bobiț? Bă, a rupt femeia de pe el. E tare că și Nero și Dante obțin chestii de la Bosch. Nasty. Wait, did he say brothers? The Frogos! Oh, that's fair. Now I've got to fight a whole herd of these things. Bonk. Așa simplu, oricine poate să pună mâna pe chestia aia și să o activeze? Ia uite-te la ei. New source of power. Nu știu, îți dau astea ceva? Chiar nu mi-aduc aminte dacă îți dădeau chestiile astea ceva sau nu. Asta e că pe aici trebuie de fapt să o luăm. Îmi place că ți arată totuși unde veni, să nu te uiți ca nebunul. Tare. Rank? Oh, deci iarăși orburile au fost o problemă. Bine, orburile nu stau niciodată după ele, aia e partea a doua. Dar oameni buni, noi suntem primul aici cu acest video din DMC4. Sper că v-ați plăcut, nu uitați să dați like, subscribe, share și comment și ne auzim în video următor. Hai, pa, pa!